Bun găsit, doamnelor și domnilor, la 7 zile în Argeș, o emisiune retrospectivă a știrilor săptămânii care tocmai s-a încheiat. Caz șocant în Argeș, o pensionară de 58 de ani s-a sinucis după ce a fost chemată la DNA și audiată în dosarul pensii pe șpagă. Trei medici au fost arestați, iar mai multe asistente ridicate pentru audieri în același caz. Procurorii au luat la întrebări și zeci de pensionari pe care îi suspectează că ar fi dat bani să obțină pensii din motive medicale. Argeșanca a trecut și ea prin emoțiile audierilor, iar când a terminat, a mers acasă și a încheiat socotelile cu viața. Pensionara a fost audiată la DNA Pitești luni dimineața, câteva ore mai târziu, când a ajuns acasă, a scris un bilet de două pagini și și-a luat viața. A cerut iertare familiei și a spus că s-a speriat foarte tare după ce a auzit că riscă să ajungă 6 ani după gratii. Soțul ei a găsit-o fără suflare și a chemat ajutor, dar era prea târziu. Este caz medico-legal, a fost chemată poliția și medicina legală. Nu mai puteau fi făcute manevedere resuscitare, era moartă de mult timp. Era decedată de mai mult timp. Femeia era pensionată de câțiva ani și câștiga lunar în jur de 400 de lei. A mers la audieri însoțită de un avocat și le-a spus anchetatorilor că nu le-ar fi dat niciodată bani doctorilor. Dacă am dat ceva, cadouri, ca fiecare persoană, când este de 1 martie, de ziua femeii, o ciocolată, cum se dă la fiecare medic, bani nu avem de unde. Sunt cu silicoza, sunt bolnav de ani de zile. Știați că e pensionată? Știu că era mai mult acasă, dar nu știu exact dacă... Era bolnavă? Nu era, chiar nu era bolnavă. Avea pensie medicală. Cum a fost și nu a spus, aia nu știm noi. În dosarul deschis de DNA, în urmă cu o lună, au fost arestați trei medici aparținând comisiei de expertiză din cadrul casei de pensii Argeș. 6 asistente au fost chemate la audieri și apoi a venit rândul pensionarilor. De 2 săptămâni, procurorii fac audieri pe bandă rulantă, un pensionar la fiecare 2 ore. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că, într-adevăr, femeia a recurs la acest gest. Se efectuează cercetări pentru a se stabili cu exactitate care sunt împrejurările și care este motivul pentru care a făcut acest lucru. Femeia a fost înmormântată la cimitirul Sfântul Gheorghe din Pitești. O fată de 13 ani din Argeș a fost mușcată de mama ei în timpul unui conflict între cele două. Copila a ajuns la spital și le-a povestit medicilor că cea care i-a dat viața ar fi agresat-o. Mama spune că este nevinovată și că tot ce ar fi făcut ar fi fost să își certe fata după ce ar fi văzut-o la marginea unei păduri în mașină cu un tânăr mai mare decât ea. Polițiștii vor expertiza urma pentru a stabili cum s-a întâmplat totul. Fata locuiește împreună cu tatăl ei în comuna Vedea după ce părinții s-au despărțit. În același sat cu ei a rămas și mama. Așa se face că luni dimineața, când s-a dus spre câmp, și-a văzut fata în mașina unui tânăr lângă o pădure. A mers să-i ceară socoteală tinerei, numai că automobilul a demarat în trombă. Mama nu s-a dat bătută și a mers să o aștepte pe fată acasă. Acolo a început întreg scandalul. L-a sunat pe taică să de 5-6 ori, nu mi-a răspuns. Până la urmă am trimis un mesaj. Știi unde e fata? La ora 7 unde era fata ta? Era cu unul în pădure. Am venit frumos, ea a venit, ieși afară din casa mea, nu e casa ei. Am stat aici 8 ani de zile, e construită cu mine și cu tăi, căso. M-a dat afară, am plecat afară, după care a luat un ciumac și l-a aruncat în mașina actualului soț. Asta a fost toată treaba. L-a mușcat-o de mână? Nu, doamnă. Ea zice că a ajuns pe coapse și că ați mușcat-o de mână. Nu! Fata a ajuns la spitalul de pediatrie din Pitești, adusă de un echipaj smurt. A fost agresionată fizic din declarațiile ei și ale tatălui de către mamă. S-a constatat la examenul clinic care o contuzie la nivelul coapselor și o mușcătură la nivel o mușcătură de om, din câte ne declara ea, la nivelul antebrațului. În urma unui conflict spontan, tânăra în vârstă de 13 ani a fost agresată de către mamă. Se efectuează cercetări pentru violență în familie. Așteptăm certificatul medico-legal, precum și diagnosticul medicilor, pentru a se stabili în ce fel a fost făcută agresiunea. Specialiștii sunt și ei mirați de povestea din familie. Sunt convinși că este un conflict mai vechi între mamă și fică. Cred că vorbim aici despre o descărcare paroxistică a furiei, probabil acumulată pe o perioadă de timp îndelungată. Este regretabil ceea ce se întâmplă. Există 4 faze ale furiei. Se pare că doamna n-a reușit să gestioneze foarte bine aceste 4 faze, iar descărcarea poate fi cumva asimilată cu o
furie, cu o nebunie de scurtă durată. Întreaga poveste a ajuns și la Protecția Copilului, unde deja s-a început o anchetă. Niciodată nu e prea târziu să înveți cum poți folosi tehnologia nouă, nici măcar la aproape 80 de ani, mai ales dacă te calcă hoții de 5 ori în câteva luni. A pățit o familie de octogenari din Călinești, Argeș, așa că și-au instalat camere de supraveghere, alarmă și sistemul necesar pentru stocarea informațiilor. Hoții au căzut imediat în plasa bătrâneilor. Din ianuarie încoace, locuința de la Țara Doamnei Pipera a fost spartă de 5 ori. Hoții au furat tot ce au prins, de la motocositoare sau bormașină, la țuică sau compot. Cum aveau nevoie de ceva cu care să care prada, hoții au încercat să plece și cu mașina lăsată în curte de fratele bătrânei. Nu aveau cheie, așa că au încercat să o facă așa cum au văzut în filme, numai că firele legate nu au pornit motorul. S-au gândit că n-au cu ce căra să fure tot, au pregătit mai multe produse în graj și s-au gândit că nu poate să le ducă și s-au zis să ia mașina. Au spart geamul cu un târnăcop, au forțat ușa. N-au reușit să deschidă. Exasperați, bătrânii au rugat un nepot să le monteze camere de supraveghere. Așa l-au cunoscut pe hoțul cele tot dă târcoale. Pe una dintre camere se vede cum tânărul intră în casă, vede camera și fuge. Pe o alta trece și caută ceva de furat prin curte, fără să bănească vreun moment că e filmat. Când se prinde, într-un final, acoperă camera cu mâna. Mi-a furat vreo 20 și ceva de pomi, de meri plantați de 2 ani. Fratelui meu la fel și produsele pe care le facem, nu avem vin, țuică, butelie de aici, canistră. Și așa v-ați gândit să vă puneți camere? Păi da, pentru că altă soluție, că este un graj, nu este o casă făcută din nou ca să fie, eu știu, asigurată cumva. Nici camerele, nici alarma nu i-au oprit pe spărgători. Când și-au dat seama cum stă treaba, au venit pregătiți și au acoperit camerele de filmat. Noaptea de vineri spre sâmbătă au venit Doi pe care i-au filmat pe camere și în noaptea de luni spre marți au venit din nou. Ori aceiași, ori le-a spus ceilalți, bă, duceți-vă la aia, că noi am mai lăsat. Imaginile au ajuns și la polițiști care încearcă să identifice hoțul. Îi plăcea să-și trăiască viața fără griji, să se întâlnească cu prietenii, să se distreze, nici nu ai cum altfel la 20 de ani, o vârstă la care abia începi să te gândești la viitor, la ce vei face în viață, de ce nu poate la o familie. Numai că de multe ori în viață primim câte o veste care ne schimbă cu totul destinul. Toate planurile tale de viitor par atât de îndepărtate și imposibil de realizat. La fel s-a întâmplat și cu Eduard, un tânăr care la 20 de ani a aflat că suferă de cancer limfatic, un tânăr care acum se bazează pe noi să-i readucem în suflet speranța că viața lui poate redeveni ce a fost. Are nevoie de bani și, pe ajutorul nostru, se bazează și părinții lui Edi, care de 3 ani suferă alături de copilul lor. El este Edi la 20 de ani, un băiat normal care avea pasiuni normale pentru vârsta lui. De 3 ani însă, Edi a înlocuit plimbările cu bicicleta, cu întâlnirile cu medicii și chimioterapia. De 3 ani împreună cu părinții, Edi umblă din spital în spital și luptă pentru viața lui. La cei 3 ani jumate de spitalizări, un an jumate la București, un an la Timișoara, din decembrie la Târgu Mureș, 6 luni, un drum în Germania făcut pentru tratament și, din păcate, nu s-a putut face pentru că, pentru ce am fost noi acolo, Timești de români, nu trebuia făcut. Așa arată un tată care ar face orice pentru fiul lui, pentru unicul său fiu pe care, din cauza unei boli nenorocite, riscă să-l piardă. Nici lacrimi nu mai are. Tot ce știe este că trebuie să lupte pentru tot ce are mai scump pe lume, copilul său.
date la momentul actual, chiar dacă nu le-am în situația în care sunt acum. Nu vreau să mă comodească nimeni. Mi-aș da și mâna măcar să fie strept, să fie bine. M-aș muta într-un cort, mâine, dacă știi că filmul va fi bine. Din păcate, după un transplant nereușit, după ani de chimioterapie, după o luptă crâncenă cu boala, cancerul a revenit. Așteaptă acum un donator de celule stem, dar până atunci are nevoie de un medicament care să stagneze evoluția bolii. Este însă extrem de scump, iar părinții nu și-l pot permite. Un tratament cu medicament creat pentru această boală, pentru aceste forme ale bolii, este pe piață de prin 2011. Se numește Adcetris. Substanța activă Brendusimab, care înlocuiește practic chimioterapia. Exact. Este vorba, sunt niște anticorpi. Anticorpi monoclonați care distrug, să zicem pe scurt, nu e important acum tehnic, numai celulele care nu sunt bune. Nu avea celule bune. Deci ăsta s-ar impune ca să ține boala în frânt. Costă acest lucru? O doză costă aproximativ 5.000 de euro în Europa. Am dat o căutare pe o farmacie în gen germană, atât este. Vă permiteți acest medicament, domnule? Au vândut tot ce au putut. Casa este deja ipotecată, iar singurul ajutor pentru această familie sunteți dumneavoastră. Ce se întâmplă dacă Eduard nu face acest tratament? Nu are nicio șansă. Acum ne învățim în jurul unei cozi, rezimă. Părinții fac un apel și către oamenii de afaceri din Argeș, pentru care suma de 15.000 de euro nu este atât de mare. Oricine dorește să ajute acest tânăr este rugat să o facă. Gândiți-vă la Edi ca la propriul vostru copil, ca la un frate care are nevoie de ajutor. Vești bune pentru salariați, dar în același timp vești proaste pentru șoferii indisciplinați. Punctul de amendă a crescut și el cu 5 lei după ce salariul minim brut a fost majorat de la 850 de lei la 900 de lei. Astfel, cea mai mică sumă pe care o puteți plăti pentru o amendă este de 170 de lei, iar cea mai mare poate să depășească 1700 de lei. Ce înseamnă acest lucru? Aflați din materialul următor. Astfel, dacă vorbiți la telefonul mobil în timp ce sunteți la volan și, bineînțeles, vă oprește poliția, veți plăti amendă cu 15 lei mai mult decât anul trecut. Același lucru și pentru lipsa centurii de siguranță. De ce? Pentru că un punct amendă înseamnă 10% din salariul minim brut pe economie, adică 85 de lei. Astfel, în funcție de gravitatea contravențiilor comise și de pericolul social pe care îl prezintă, sancțiunile sunt ierarhizate în mai multe clase, cărora le corespund un anumit număr de puncte amendă. Cele mai mari amenzi prevăzute de codul rutier pentru persoanele fizice, cele din clasa A4, se aplică doar dacă circulați un autoturism a cărui inspecție tehnică periodică a expirat, dacă transportați pe locurile din față copii mai mici de 12 ani sau animale, sau dacă folosiți în circulația pe drumurile publice dispozitive antiradar. De asemenea, cu până la 20 de puncte amendă pot fi sancționați și cei care au săvârșit o faptă pentru care se aplică 6 puncte de penalizare, adică refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a acestuia, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare, ori dacă plăcuțele nu sunt fixate în locurile special destinate, sau de pășirea cu până la 50 de km pe ora vitezei maxim admise pe sectorul de drum respectiv. Copiatul cu fițuici pe sub bancă a devenit deja istorie în epoca tehnologiei. Elevii mai puțin silitori folosesc pixul cu Bluetooth, microcamera wireless, ceasul cu SIM incorporat sau modulatoarele FFM. De departe, cel mai inedit mod de a copia la bac a fost utilizat de o elevă din Pitești. Doi elevi argeșeni au fost prinși în flagrant luni de profesorii supraveghetori în timpul primei probe scrise a bacalaureatului. Este vorba de o absolventă de la Colegiul Tehnic Costin de Nenițescu din Pitești și de un altul de la grupul școlar forestier din Curtea de Argeș. Cu toate că telefoanele se lasă în afara clasei, așa cum cere legea, adolescenții găsesc mereu soluții inedite pentru a încerca să copieze. Unul dintre cele mai elocvente cazuri este cel al elevei de la Colegiul Tehnic Costin de Nenițescu, care și-a încercat norocul cu telefonul ascuns în lenjeria intimă. Au sesizat că ceva e în neregulă și că persoana e preocupată de altceva decât de redactarea lucrării scrise și atunci comisia și-a îndreptat atenția spre și au condus la descoperirea aparatului telefonic într-o zonă destul de intimă a persoanei. Era parte feminină. Iar dincolo, la forestier Curtea de Argeș, de asemenea telefonul și căștile erau deja montate și el încerca să le pună în funcțiune. Cei prinși încercând să fraudeze sunt eliminați și nu vor mai putea susține examenul de bacalaureat decât după două sesiuni, mai precis în toamna anului viitor.
Directorul ADR Sud-Muntenia, Liviu Mușat, a parafat contractul de finanțare a două proiecte de reabilitare a Școlii Generale din Valea Ursului și Școlii Centrale Bascov. Primul contract a fost semnat miercuri, iar cel de-al doilea joi la Ministerul Dezvoltării. Fiind vorba despre proiectul cu numărul 1500, vicepremierul Liviu Dragnea a dorit să puncteze simbolic momentul, invitând la minister beneficiarul și finanțatorul. Primarul Comunei Bascov, Gheorghe Stancu, și directorul ADR Sud-Muntenia, Liviu Mușat, au semnat miercuri, în prezența președintelui Consiliului Județean Argeș, Florin Tecău, și a subprefectului Ion Burnei, proiectul pe fonduri Regio pentru reabilitarea Școlii Generale cu clasele 1-8 Valea Ursului din comună. Contractul are o valoare de 3,3 milioane de lei, din care 1,8 milioane de lei fonduri nerambursabile. E vorba despre două proiecte mari, e vorba despre Școala Generală cu clasele 1-8 Valea Ursului, care are două corpuri, și Școala Generală cu clasele 1 Bascov, tot de asemenea cu două corpuri. În Comuna Bascov era nevoie de reabilitarea acestor două școli. Avem o rată de natalitate în creștere față de alte localități. Avem aproape 2300 de tineri. Avem la școlile din Bascov, începând de la ciclu preșcolar până la clasele a 8-a, un număr de aproape 1200 de elevi. Iată că există deschidere pentru finanțare a noi unități de învățământ, pentru reabilitare, pentru noi construcții, lucru de care înțeleg că să fie lungul, ca și cazul zilea. Cel de-al doilea proiect de reabilitare a Școlii Centru Bascov va fi semnat joi, într-un cadru aparte la Ministerul Dezvoltării, în prezența ministrului Liviu Dragnea. Este contractul cu numărul 1500, semnat din mai 2012, de când ministerul este condus de domnul vicepremier Liviu Dragnea. Prin proiectul care se adresează școlii cu clasele 1-8 din Valea Ursului vor fi executate lucrări de reabilitare exterioare și interioare ale clădirii. Se va realiza și un sistem modern propriu de încălzire, iar laboratoarele vor fi dotate cu mobilier modern. În școlile din Comuna Bascov învață în prezent aproximativ 1200 de elevi. Cel mai spectaculos drum din România, unul dintre punctele de atracție turistică din țară și Europa, s-a deschis oficial din 1 iulie. Practicabil doar 4 luni pe an, cel puțin deocamdată, Transfăgărășanul este deschis în perioada 1 iulie-31 octombrie 2014. Șoseaua Transfăgărășan este situată pe drumul național 7C și leagă Transilvania de Muntenia, traversând cel mai înalt lanț muntos din România, munții Făgăraș. Salvamontiștii din Argeș spun că pe partea sudică a masivului Făgăraș zăpada s-a topit, dar recomandă să se circule prudent și cu echipament adecvat de munte. Nu doar șoferii trebuie să fie prudenți, ci și turiștii, care vor lua cu asalt muntele. De acum încolo se înceapă asaltul Carpaților în fiecare weekend. Dorința noastră este să vedem turiștii informați și echipați pe trasee, informați asupra ceea ce au de făcut, adică traseul, durată, permanență să aibă la ei un echipament normal pentru munte, asta însemnând bocanc, nu Adidas, nu papuci, bocanc, inclusiv vara. Un rucsăcel în care neapărat să aibă o lanternă. Transfăgărășanul este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Europa. Punctul de altitudine maximă se găsește la lacul Bâlea, 2042 de metri, unde se află și tunelul de 800 de metri pe sub creasta Caprei, care face legătura între versantul nordic și cel sudic. Transfăgărășanul trece peste 830 de podețe și 27 de viaducte. De la 1 noiembrie, sectorul de drum cuprins între kilometrul 104, Piscu Negru, și kilometrul 30,8, Bâlea Cascadă, se va închide. Pepenii românești cultivați în Grecia. E marfa care a umplut arabele din piețe. Hotărâți să vândă cât mai mult și cât mai scump, samsarii jură că pepenii s-au copt în toată țara. Din Ialomița până la Dăbuleni, adevărul este însă altul. Pepenii românești nu s-au copt până acum. Din cauza vremii, în acest an vor ieși pe piață chiar mai târziu decât de obicei. Pepenii verzi de import se vând în această perioadă cu până la 4 lei kilogramul, cei galbeni cu 5 lei pentru un kilogram. Undeva la timpul acesta, anul trecut, pepenii aveau undeva la 3-4 kg. Adevărul despre pepenii românești ne spune domnul Cezar Marinescu. Cultivă pepeni de 10 ani. Anul acesta are un hectar, dar din cauza vremii, pepenii nu s-au făcut. Sezonul s-a întârziat atât de mult încât sunt vrejuri care nici nu au făcut fruct, au doar flori. Această plantație a fost pusă în parametrii normale. Adică atunci când normal, undeva 10-12 mai, plante replantate, produse în solar, replantate cu folie, picurare, tratamentele necesare, deci... V-am zis, marea vină este a timpului. Umiditatea ridicată, frigul, alternanța între zi și noapte au făcut ca
culturile anul acesta să fie destul de târzii. Și nu cred că undeva în România la timpul acesta se pot comercializa pepeni românești. Nu doar că pepenii românești nu s-au copt până acum. Din cauza vremii, în acest an vor ieși pe piață chiar mai târziu decât de obicei. Acest lucru înseamnă că vom avea pepeni românești în piețe cel târziu pe 15 august. Mi-asă ca producător când preconizați că să avem pepeni adevărat românești prin piețele din țară? Bine, undeva, la noi cred că undeva în jur de 15 august. Fermierii se roagă acum și speră ca vremea să fie favorabilă pentru ca pepenii să se coacă. Speră astfel să-și amortizeze din investiție, iar pierderile să nu fie atât de mari. Deci este undeva în jur la 10.000 de metri pătrați, un hectar, cum se spune la noi, și investiția până la timpul acesta este undeva în jur de 6.000-6.500 de ron. La timpul acesta. Credeți că o veți scoate anul acesta? Bunul Dumnezeu știe, v-am spus. Până la urmă, agricultura e și o afacere și o plăcere. Pepenii verzi de import se vând în această perioadă cu până la 4 lei kilogramul, cei galbeni cu 5 lei pentru un kilogram. Ei bine, au apărut fructele și toți piețarii se jură că sunt românești, ca și în cazul pepenilor. Nu este însă chiar așa. Pepenii românești nu au decât câteva grame, iar murele noastre vor apărea pe tarabe abia după 12 iulie. De vină este vremea, se vaită toți producătorii, iar anul acesta sezonul este mai întârziat cu doar câteva săptămâni. Datorită faptului că anul ăsta au fost foarte multe ploi, întârzie încoacere anul ăsta. Acum un an, dacă am început pe 12 iulie, sunt convins că anul ăsta se va duce spre 20 iulie. El încep să se coacă prima dată din vârf, câte una din vârful lăstarului de rod. La ora actuală, în România, nu există mură coaptă. Nu are de unde. Mure românești. Mure românești. Și cu toate acestea, piețele și magazinele din țara noastră sunt pline de fructe românești, cel puțin așa spun vânzătorii. Producătorii neagă și au dovezile de partea lor. Teodor Toader se ocupă cu astfel de plantații de mai bine de 25 de ani. De la câțiva butași de mur a ajuns acum la 7 hectare. Din cauza vremii nefavorabile, aceste fructe nu vor fi în piețe mai curând de 12 iulie. Din România nu are cum să apară o mură la ora actuală. Mai mult decât acum un an, anul ăsta au fost ploi multe, timpul este mult mai întârziat, cred că spre după 15, spre 20 iulie vor apare, să zic, primele cantități de mure coapte din România, dar foarte mici la început. Anul trecut vremea a fost mai blândă, iar fructele s-au copt ceva mai repede. Anul acesta se pare că samsarii au adus mure din alte țări, pe care le vând acum la prețuri foarte mari. Pot fi mure din Bulgaria sau din Ungaria. Acolo pământul e altfel, în Bulgaria, în sud, e altă climă. S-ar putea întâmpla să fie de acolo, dar s-ar putea să și greșesc. Poate vin din altă parte, unde este mult mai cald. Din România sunt convins că nu au cum să apară la ora actuală. Dacă acum un kilogram de mure se vinde și cu 50 de lei, după 12 iulie, producătorii spun că de la ei nu vor pleca decât de la 14 lei. De la dumneavoastră, când o să fie sezonul, cam cu cât ar pleca? Cu 14 lei, la 14 lei este o medie. El mai scade și spre 10 și, mă rog, dar cea mai mare cantitate am vândut-o acum un an cu 14 lei. E un preț corect, aici își permite și intermediarul și marketul să câștige treaba lor. Afacerea cu mure este cea mai bună, susțin producătorii. Investiția este foarte mică, iar profitul este foarte mare. Acest lucru, bineînțeles, dacă vremea este favorabilă. Investiția inițială la mine n-a fost prea mare, pentru că în 2006 n-am găsit putași suficienți ca să înființez o suprafață mai mare de plantație de mur. Am găsit foarte puțin. Și am fost nevoit ca an de an să mă extind. Eu nu fac înmulțire. Ele se înmulțesc și din puii pe care ele îi fac, eu m-am extins. Dacă vremea continuă să fie rece și ploioasă, există posibilitatea ca sezonul pentru mure să mai întârzie câteva săptămâni. La fel se întâmplă și cu pepenii, care au nevoie de foarte multă căldură pentru a se coace. Sute de persoane au asistat la deschiderea celui de-al doilea supermarket Jam din Pitești. Inaugurarea noului magazin din cartierul Găvana 2 a început cu o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți. Totodată a adus foarte multe surprize tuturor celor prezenți, copii, adolescenți sau vârstnici. Am
hotărât să venim și în zona de nord, să deschidem un nou supermarket Jam în cartierul Găvana, astfel încât noi vom promite tuturor clienților care vor păși în acest nou supermarket Jam că vor găsi surprize neașteptate, prețurile cele mai mici, promoții permanente. Promitem acest lucru și să nu dezamăgim. Supermarketul Jam este cunoscut ca brandul românesc cu cele mai mici prețuri, 13 ani de experiență, 10 de premii, peste 15.000 de sortimente și un personal care a dat dovadă de profesionalism. Sunt doar câteva dintre cuvintele care descriu supermarketul Jam. Avem experiență de 13 ani, peste 120 de angajați. Este un brand 100% românesc. Ne mândrim și putem spune că avem o echipă profesionistă. Ați așteptat deschiderea acestui magazin? Absolut, cu mare de răbdare și numai cu mâna pe inimă, că bătea, bătea. Pe Banatul am fost mai des și mi-a plăcut prețurile. Au prețuri bune. Și o să fiți clientul magazinului? Da, da. Nu mai mă duc nicăieri acum, decât aici să cumpăr. Ce mai caut? Că sunt foarte bune prețurile. Întreaga echipă de la supermarketul Jam vă așteaptă cu o gamă diversificată de sortimente, produse proaspete de calitate la cele mai mici prețuri. Vă așteptăm la supermarket Jam Topoloveni, Exercițiu și Găvana pentru a găsi cele mai bune prețuri din orașul dumneavoastră. Emoție, curiozitate, neliniște sunt doar câteva dintre sentimentele care te încearcă atunci când trebuie să te întâlnești cu cineva pe care nu l-ai mai văzut de foarte mult timp. Sentimente pe care sâmbătă le-au trăit și foștii elevi ai clasei a 8-a D de la școala numărul 11. Revederea după 26 de ani a fost de neuitat atât pentru elevi cât și pentru profesori, dar și pentru colega noastră Simona Pomazan, care a avut parte de o surpriză de proporții. Popa Simona Mihaela, ai făcut liceul economic? Nu, n-am mai făcut liceul economic, am avut neșanță atunci, am picat cu un medie foarte mare. A fost neșanță, pe partea neșanță a venit, am făcut facultatea de filozofie și matematică la București, sunt reporter prezentator la Antena 1 Fidești. Am un băiat care împlinește în octombrie 20 de ani. De 26 de ani au terminat școala generală și tot de 26 de ani nu s-au mai văzut. Vorbim de generația care în anul 1988 a ieșit pe poarta școlii numărul 11, iar sâmbătă s-a întâlnit din nou în curtea școlii, printre ei și colega noastră Simona Pomazan. Așa că am profitat și am încercat să aflăm ce boacă ne făcea prezentatoarea observatorului în general. Spune-ne ce boacă ne făcea. Era colega mea de bancă în primul rând. Da? Da, colega mea de bancă. Trebuie să-i știi ce boacă ne făcea și ce prostioare făcea, spune-ne și nouă. Ce să prostioare, făceam prostioare bune, cum s-ar zice, dar întotdeauna la toți ne-a plăcut să chiulim. Dar când venea doamna profesoară, totul era drept. Nimeni nu vrea să ne spune și nouă ce prostioare făcea așa când era ea în general. Nu, în niciun caz, deci prostioare nu făceam niciunul dintre noi. Nu săream calul, să zicem așa. Mici discuții, eu știu, mici lucruri care țineau de noi. Într-adevăr, prostiile erau că mai chiuleam un grup de la școală, toată clasa. Simona Popa, ce făcea boacăne prostioare? Ce făcea ea în general? Nu mi-aduc aminte de Simona, a fost... Nu te aștepta că zic ceva de Simona de rău, să știi. Nu, a fost cu minte, a fost la locul ei. Și pentru că boacănele nu au vrut să ni le spună și s-au acoperit destul de bine, măcar am aflat porecla din generală a colegii noastre. Care era porecla Simonei? Porecla Simonei? Ea și Cerasela, cele mai bune prietene, le spuneam mimozele. De ce? Nu știu, ideea a fost al lui Mihai Saezu, cred că el, într-o primă fază, în loc să-i spună Simone, a spus Misona sau Mișona și după aia a venit această idee a lui, o chestie, nu știu, de moment, mimoze. Erau împreună tot timpul, erau puțin mai, să spunem, mai simanticoase, să spunem așa, dar nu e adevărat, nu e așa, erau două fete extraordinare. Mi-au spus că erai poreclită Mimoza, tu și prietena ta cea mai bună din generală. De ce Mimoza? De ce ți-au zis? Da, așa este. Eu și Cerasela aveam poreclele acestea, mimozele. Ei bine,
Pentru că, dacă noi știm toți, o mimoza este o floare, o mimoza pudică e o floare gingașă. Probabil că așa ne-au văzut ei atunci. Una peste alta, bucuria revederii după 26 de ani a fost de nedescris. Emoțiile au fost foarte mari pentru toți cei prezenți, inclusiv pentru profesori. Cum a fost să-ți revezi colegii după 26 de ani? N-am cuvinte. Dacă puteți, sunt emoționat. Deci ne cunoșteam atâta timp, dar nu, e ceva, nu se poate descrie. Am fost plăcut surprinsă de această revedere. E vizibil, sunt urme mici ale trecerii timpului. Ne-am schimbat fiecare dintre noi. Atunci aveam 14 ani când am ieșit pe porțile acestei școli, acum avem 40 de ani. M-am bucurat de această întâlnire, m-am bucurat de realizările lor. Fiecare dintre colegii mei, fiecare coleg este împlinit atât din punct de vedere familial, ceea ce este cel mai important, cât și din punct de vedere profesional. Bucuria a fost ca după 26 de ani să-mi găsesc foștii elevi cu același fond de seriozitate, cu aceeași dorință de muncă, dar sigur că viața i-a transformat conform acestor ani și conform timpurilor. Dar fondul lor a rămas. La fiecare am găsit ceea ce știam că voi găsi. După ce au deschis catalogul și au văzut și notele de acum 26 de ani, foștii elevi au plecat spre un restaurant pentru a încheia revederea așa cum se cuvine. Sunt 26 de ani, nu știu, am regăsit clasa, am regăsit banca în care am stat, revederea cu doamnele profesoare, doamna dirigintă, cărora țin să le mulțumesc pentru că numai datorită dumnealor am ajuns aici, suntem ceea ce suntem în momentul de față. A fost generația, o generație bună, serioasă, o generație de aur. Ați avut olimpică națională. Pe cuvântul Dumnezeu, m-am uitat cu câte hotărâri a pus acum scaunul, așa, punea și atunci când întrebam și deja la tablă să sublinieze nu știu ce, la subordonate. Și pentru că nu vor să piardă din nou legătura, elevii clasei a 8-a D, ai Școlii Generale Mihai Eminescu, au decis să se revadă în fiecare an. Un maraton al distracției, competițiilor, concertelor și al veseliei a avut loc la Mioveni, cu ocazia aniversării a 529 de ani de la prima sa atestare documentară. Timp de 10 zile, autoritățile locale au organizat o serie de evenimente artistice și culturale, dar și numeroase competiții sportive la care au participat mii de locuitori, dar și sute de invitați din țară și de peste hotare. Manifestările dedicate zilei orașului au început cu dezvelirea unei plachete ce marchează 25 de ani de la încadrarea localității la statutul de oraș, moment care a avut loc pe acordurile imnului orașului, cântat în prima audiție de artistul Andrei Păunescu. Înainte de a dezveli placa care marchează cei 25 de ani, pentru prima dată, ca o surpriză și sper să fie una plăcută, Andrei Păunescu va cânta la prima audiție imnul orașului Mioveni. Orașul nostru știe ce-i munca, am fost și suntem bravi munteni. La București este volanul, dar motorul să-l ie la Mioveni. La 25 de ani, orașul Mioveni este unul dintre cele mai tinere orașe ale României și al județului Argeș și cred că munca tuturor cetățenilor acestui oraș i-a ajutat să ajungă aici unde sunt astăzi. Concertul care a încheiat zilele orașului s-a bucurat de audiență numeroasă. Liviu Hodor și Mona, Anda Adam și Direcția 5 au susținut recitaluri electrizante, îndelung aplaudate de public. Spectatorii nu au avut parte doar de muzică, ci și de un fascinant joc cu lasere și confeti. A fost distracție și voie bună, premii și diplome și mâncare la discreție. A fost ziua Comunei Cătească. Mii de localnici s-au distrat alături de artiștii prezenți, dar și de oficialitățile comunei și nu numai. Zeci de premii și diplome au fost acordate celor mai în vârstă locuitori, dar și elevilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite la olimpiade. Badea Stelian și Badea Rodica. Vă urez multă sănătate, la mulți ani și tot ce vă doriți, alături de cei dragi. Vă mulțumim multă sănătate,
tot ce vă doriți. La mulți ani, la mulți ani și vreau să vă mai felicit încă 10 ani de acum încolo. Felicitări, domnișoară, pentru rezultatele obținute și aduție cât și părinților și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea ta. Am avut plăcerea deosebită să felicit toate cuplurile care au împlinit peste 50 de ani și au fost în jur de 9 cupluri. Am felicitat vârstnicii pe care au depășit vârsta de 90 de ani și nu am avut decât 11 persoane care au împlinit 90 de ani. Am felicitat elevii olimpici, 7 persoane, veteranii de război pe care Dumnezeu i-a hărăzit să mai existe la noi în comună. Diplome nu au primit numai localnicii, ci și oficialitățile prezente. Chiar dacă a fost mai mult o formalitate, gestul primarului Liviu Năstase a fost apreciat, așa cum se cuvine. Consiliul Local și Primăria Cătească vă acordă o diplomă de participare cu tot respectul și toată recunoștința. Sperăm într-o bună colaborare. Vreau să vă spun că nu întâmplător, domnul Boțâncă nu a venit întâmplător. Zilele trecute mă sună, domnule, hai să facem ceva împreună. Ce? Să introducem un mijloc de transport între orașul Topoloveni și Comuna Cătească. Vă felicit, vă mulțumesc că ați participat alături de noi. Rugăm să fiți fiecare an alături de noi, cu atât mai mult că domnul primar este din Comuna Valea Iașului, de unde este și viceprimarul nostru, Mira Eugen. Și după ce toată lumea a fost premiată, a început distracția. Trupele invitate de autorități au făcut spectacol pentru cei peste 1000 de oameni prezenți. Muzică ușoară sau tradițională, localnicii din Cătească au petrecut până seara târziu. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumim că ați urmărit 7 zile în Argeș. De mâine, la Observator, vă așteaptă colega mea, Simona Comazan. Numai bine, la revedere!